februarie 2010, sora mea împreună cu o prietena ei se întorcea de la Chișinău. Coborându-se din microbuz, în apropierea satului Purcuta, în apropierea stației, au fost lovite de un automobil. Șoferul care s-a făcut vinovat de acest caz a fost judecat și în prima instanță de judecat a fost judecat la 7 ani de închisoare, după care a înaintat o cerere spre examinare la Curtea de Apel din Chișinău, unde a fost eliberat de către judecătorii de la Curtea de Apel. Părinții sunt dezamăgiți, evident. Două fete decedate, prematur, tragedie. Ne întrebăm cu toții, în baza căror argumente judecătorii au eliberat șoferul care se face vinovat de această crimă. Toate. Soția șoferului mai îndrăznește să ne sune, să ne amenințe, să ne... ca un fel de atac psihologic. Noi, șoferul este nevinovat și vedeți că noi ne-am obținut scopul care, pe care l-am avut, să fie eliberat. Și cere să vorbească cu părinții, deși timp de 3 ani nici nu a vorbit cu părinții, nici nu s-a adresat la noi, a zis că ea nu are ce vorbi cu niște oameni proști ca noi. Nu știu la ce se referă când spune proști. Proști privind nivelul de inteligență sau proști privind situația financiară a părinților, că nu suntem cei mai bogați, suntem oameni de rând. Ei fiind oameni care sunt, nu știu, au în posesia lor diferite instituții pe care le conduc. Sunt sigură că este vorba de oferirea de mită, nu știu, în cazul în care șoferul a fost eliberat. Ne gândeam că examinându-se această cerere la Curtea de Apel, poate că, nu știu, să-i fie diminuată pedeapsa, dar nu chiar până într-atât încât să nu fie pedepsit deloc. Dar cât a stat închis? Din 5 noiembrie 2012 până la 8 aprilie 2013, după care a fost eliberat motivându-se că, nu știu motivul, pentru că părinții spun că în timpul examinării dosarului sau la ultima instanță de judecată a fost făcut ca un fel de teatru. Întâi a fost examinat dosarul unei femei care era acuzată de comercializare de droguri, femeia fiind pedepsită la 8 ani de închisoare, a început a face un... a se certa cu toți judecătorii, a înjura în toate limbile pe care le știa. Când a fost anunțată sentința sau decizia luată de judecători în cazul dosarului trebuie scuza, părinții nu au înțeles ce s-a întâmplat de fapt. Au văzut, nu au auzit nicio explicație, au văzut doar cum a fost eliberat șoferul care se face vinovat de acest accident. Fără nicio explicație, a ieșit liber, fericit că este în libertate, după care soția lui i-a sunat pe părinții mei și le spune că vedeți, noi ne-am obținut scopul, așa, fericită, ca și cum ăsta a fost scopul vieții lor. Dar Curtea de Apel nu emite hotărâri definitive, mai este Curtea Supremă. Este Curtea Supremă, rămâne ca avocatul până la 7 mai să înainteze o cerere la Curtea Supremă de Justiție, ceea ce suntem siguri că va face. Dar cum se numește șoferul, cum se numește judecătorii, că e interesant cazul. Șoferul se numește Podnar Nicolae, este locuitor din orașului Chișinău și judecător Iurie Iordan a fost. Cel mai important este că au fost câteva instanțe de judecată sau câteva ședințe de judecată, după care aceste ședințe au fost într-un fel anulate, spunându-se că se schimbă judecătorii, că s-a schimbat un judecător, judecătorul schimbat fiind Iurie Iordan. Și în cazul, în timpul când, adică după ce a fost schimbat acest judecător, au spus că trebuie să analizeze din nou acest caz și s-a început din nou analizarea acestui dosar, ca la ultima ședință de judecată să fie eliberat. În pofida tuturor, nu știu, să zic, judecătorii, procurorii erau total împotriva eliberării, adică au găsit ce argumente, au spus că nu văd de ce ar fi eliberat acest șofer. Au fost din nou chemați martorii, li s-a pus iarăși aceleași întrebări. Martorii parcă, nu știu, cea a treia fată care era împreună cu sora și prietena ei și care a rămas în viață, a fost din nou chemată să depună mărturie și
ca și cum avocatul șoferului care se face vinovat de accident încerca mereu să pună în ocupătură. De ce, cu ce viteză traversam strada? De ce au traversat strada anume în acel loc? Și permanent, adică, se întreabă de ce i-a făcut testul de alcoolemie doar șoferului și nu și fetele. Mă întreb, oare fetele, dacă aveau să consume alcool, erau să fie, aveau să se facă operație, doar în timpul operației se administrează diferite medicamente, nu știu, în cazul în care ele ar fi fost, ar fi consumat alcool, ar fi intrat ele oare în sala de operație? Da, Iuri Iordan, când a fost schimbat, el a intrat în completul de judecat sau a ieșit? A intrat. În locul cui? Cel mai important, în momentul în care, nu mi-am amintesc numele tuturor judecătorilor, dar în ziua în care, pe 8 aprilie, în ziua în care a fost ultima ședință de judecată, pe lista dosarelor care trebuiau să fie analizate, lista acestui dosar sau numele părinților mei care trebuiau să fie prezenți la această ședință, nici nu era scris pe lista. Părinții s-au adresat la judecătorii pe care erau acolo, la secretar, au întrebat dacă are loc examinarea acestui dosar azi sau dacă nu are. Nu li s-a acordat nicio atenție, după care unul dintre judecători se întoarce și spune că vom rezolva situația. Peste 5 minute se întoarce și le zice, intrați în sala mică, acolo va fi examinat dosarul dumneavoastră. Ca și cum a fost, nu știu, un teatru organizat, nu s-a înțeles nimic. Doar finalul a fost văzut că a fost eliberat șoferul, altceva nimic. Cum vă numeți? Tatiana Tretuș. Sunt sora uneia dintre fetele decedate în urma acestui accident, Ecaterina Tretuș.